O serie de asociații de elevi, printre care și cea vâlceană, AVE, solicită revocarea din funcția ministrului educației Sorin Câmpeanu. Principala nemulțumire a elevilor este lipsa de consecvență a ministrului, care a promis că salariile profesorilor vor crește. Însă, în acest moment, aceste creșteri sunt amânate. Unul dintre motivele pentru care Asociația Vâlceană a Elevilor, împreună cu Asociația Elevilor din București și Ilfov, Asociația Elevilor din Maramureș, Asociația Elevilor din Bacău și Asociația Elevilor din Constanța, am început împreună acest demers, este faptul că pentru a doua oară creșterea salariilor profesorilor a fost amânată, ministrul spunând într-o conferință faptul că creșterea salariilor profesorilor nu reprezintă o prioritate, aceasta fiind a doua amânare. Îngrijorător este faptul că, din spusele reprezentantului Asociației Vâlcene, elevii încă nu știu în ce condiții se vor întoarce la școală. La fel ca ceilalți elevi ai țării, și noi suntem total debusolați de lipsa de informații care ne-a fost oferită de către ministru, și asta este unul dintre motivele principale pentru care dorim să începem anul școlar ca elevi în știință totală asupra situației. Salariile profesorilor rămân un subiect tabu în România. Autoritățile nu reușesc de ani buni să găsească soluții pentru a oferi condiții mai bune, astfel încât dascălii să-și facă meseria. Dacă la această problemă nu se vor găsi soluții mai repede, în mod inevitabil toată societatea va avea de suferit.